Salut, ce mai faceți? Eu sunt Sori de la Killer Banana și ghiciți ce facem azi? Vorbim despre o zi în China, adică o zi la școală în China, la un liceu din China. Mi-a apărut un clip la recomandate și m-am uitat puțin la el și apoi am zis că fac și un clip așa pentru YouTube pentru noi și discutăm așa pe clipul respectiv că să vedem care sunt deosebirile și care sunt asemănările cu ceea ce se întâmplă la noi. Și asta vă face azi, vorbim despre acest clip, deci fac un react și da. Da, hai să începem să ne uităm la clipul respectiv. It's high school for a day. Bun. Da, mă gândeam acum că pleacă de vreme, dar nu știu exact când începe orele în China. Dar bănuiesc că e cam ca la noi, așa, pe la 7:30, 8. Mă rog, dar să pleci de la 6 de acasă, eu plecam cam pe la 7, așa. E probabil un oraș mare, nu știm nici orașul exact, nu știu dacă zice pe aici. The school bus. Deci pleacă pe la 6 și ia 15 minute să ajungă la locul unde se află school bus-ul. Deci deja 15 minute o cam pierd pe drum, așa, și nu știu exact la cât ajunge la școală. Hai să vedem. Ok, nu prea merge prea mult cu autobuzul, vreo 10 minute? Nu, 20 de minute. Deci ia cam 50 de minute să ajungă la școală. Se pare cam mult, da, nu știu, depinde, cred că sunt distanțele mai mari în China, habar n-am. Wow! Wow! Deci avem ecrane cu probabil programul sau cine știe ce e acolo. Mamă, dar cum arată școala asta. The day schedule. Asta e orarul, I guess. Mamă, dar cât stă la școală? Engleză, geografie, biologie, fizică, chineză, istorie, matematică, istorie, fizică. Vedeți, 2, 4, 6, 8, 9 ori. Ăștia stau la școală 9 ori. Deci, practic, mamă! Și eu care mă plângeam că stau la școală 6 ore, îți dai seama, 9 ore. Ok. Each day of the week has a unique schedule, so today his class doesn't have some classes. Deci poate să aibă și mai multe. Mamă! Băieți, dacă vreți să faceți școala, nu vă duceți în China. Cleaning the ground, să fac curățenii? Mamă! Mamă, vă dați seama să veniți, să mergeți o oră la școală, să ajungeți la școală și să faceți curățenii în curtea școlii. Și eu am așa o impresie că ăștia fac curățenii în fiecare zi, indiferent că afară e cald sau frig sau... Wow. Bă, nu zic că e rău, nu zic că e rea treaba asta, dar wow, clean the classroom, damn. Ok, deci începe școala când? Quizzes are often in dictations from where the teacher calls out the question. Ok. Ok, cred că era o zi specială care îi dădeau testul ăsta, nu știu. Îmi place uniforma lor, parcă jucători de fotbal. Ok, English class. Mamă, dar ce ciudat e orarul. Vedeți, oia că la 7:40, la 8:20 se înceapă școala. Asta ar fi confusing. Mă gândeam la noi în situația noastră că mijloacele de transport în general au un program pe care nu-l prea respectă, dar ca să ajungi la 7:40, deci nici n-aveai cum. Cel puțin la mine, era un autobuz la 7:20 și să zic că până noapte ajungeam, până noapte. Dar la 7:40 nici nu cred că aveam cum, trebuia să mă trezesc mai devreme sau să iau unul mai devreme sau oricum ajungeam mai devreme la școală și pierdeam mai mult timp, în fine. To stand bow and say hello teacher, the sign is respect. Da, asta e și la noi cu... Mă rog, nu știu dacă mai este acum prin școli, puteți să-mi spuneți voi, dar așa, general, ne ridicam ceare când venea proful. Da, e ok, să zic așa, nu... Nu cred că în facultate am mai avut chestia asta, dar la școală, în liceu cel puțin...
Morning break. Mamă, ce pauză au ăștia de jumătate de oră. Dar de ce au culori diferite? Unii sunt roșii, unii sunt violeți. Poate ar fi mai mari și mai mici, nu știu, mai de nou. Mamă, ce se întâmplă aici? Ah, ok, uite. Red uniform 10th grade, purple uniform... Ah, v-am zis, unii sunt mai mari și unii sunt mai mici. Mamă, dar ce stau așa în linie? Stau, ce se întâmplă aici? Morning exercise. Nu mi-a dat seama dacă s-ar băga asta. Nici nu-mi imaginez chestia asta la noi. E fain oricum, dar nu... Nu știu, mi se pare ciudat. Ca așa ceva. Mamă. Ok, morning exercise. Bun, hai să ne trebuie... Au și numere. The Third National High School Student Exercise Routine. Ok. Hai să vedem ce rutină de exerciții. Asta chiar mi se pare. Deci asta nu era pauză. Eu credeam că e pauză de masă sau ceva. Părinte, o pauză de exerciții, nu știu. Ok. Mamă, dar ce fac? Wow. Time study, morning exercise, sărbucea. Advanced relax. Da, da, sport, într-adevăr, dacă treceți prin perioade cu examene și așa, e bine să... Să mai ieșiți așa din chestia aia, din rutina de a învăța non-stop și să mai ieșiți afară, să vă mai mișcați eventual. Ideea e bună, dar nu știu, mi se pare ciudat să faci chestia asta la școală. Bine, na, aveam și noi orele de sport, dar nu ieșea toată școala să facă exerciția asta. Ok, da, într-adevăr, sport e important, n-am ce zice aici. Martial arts, damn! Wow! E interesant, dar asta n-am zis, e chiar mișto. Wow. Mamă, deci nu știu de ce tot îmi vine în cap așa orele alea din Fire Nation, din Avatar, dar... Ok, deci în fiecare zi fac treaba asta. Sunt curios dacă plouă, ninge, e frig, bate vântul, e grindină, oare îi scoate? Atunci când vremea este rea și acum ne zice. Când este vremea rea și foarte frig. When the air pollution reaches unhealthy, mom! Wow! Deci la noi e o problemă imensă cu poluarea la noi în țară și ăștia când știu că e o problemă din asta, stay inside and study during the morning break. Wow! Deci chiar le pasă de sănătatea oamenilor de acolo, mă mir. Deci asta m-a impresionat și chestia asta. Sunt curios după astea 30 de minute cum te simți, că văd că băieții ăștia toți dorm pe acolo. Physics. Nici nu vreau să-mi imaginez cum e ora de fizică în China. Că știu că la noi era grea. Cred că în China e tormenting. Chinese, e ora de chineză, ok. Aici e un fel de limba română. Mamă, dar voi observați că au cameră în clasă. Deci au... Camera video în clasă, supravegheați. Memorization is a big part of Chinese education, da, ca la noi. Especially in their language arts classes where they memorize and recite poetry. Cu asta nu prea, asta mi se pare nașpa. Chestia cu memorizarea nu mi-a plăcut niciodată. Pur și simplu memorez și uiți. N-are niciun sens. Memorez doar ca să treci examenul respectiv. Adică, practic, nu-ți antrenează skill-urile, nu știu, de logică și chestii din astea, îți antrenează doar, practic, dacă ești bun la memorizare, poți să, nu știu, să ai note mai mari. Asta e tot. Adică nu înseamnă că ești un student mai bun decât altul. Ok, lunch. Mamă, ce viteză toată! Cred că cum așteptau băieții prânzul acolo. The school has a cafeteria, but most students choose to leave the school because they find the food outside to be more appetizing. Ok. Ce mănâncă ăștia în pauză? Sunt văzători din ăștia așa, cred că bă, din astea așa, ormi, burgeri și... E nap time-ul, că asta mi se pare chiar interesant. Ok, deci aparent e o oră în care dormi, I guess? Wow! 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 Mamă! Asta e weird! Asta e ciudat tare. Oricum, somnul la prânz e foarte bun, dacă poți să-l duci la capăt și să te ții de el, dar la școală e ciudat. Mă vedeți seama ce caterică ar fi la noi dacă s-ar face chestia asta, s-ar implementa.
Ora de somn. Mamă, deja e ora 3 și încă sunt la școală, aoleu. Deci gândiți-vă, e ora 3, ei au venit de la 7 parcă și încă la 3 sunt la școală. Bine, au și dormit, au făcut și sport, nu zic că nu, adică au fost și au mâncat. Mă mir că unde n-au cantina, mă așteptam să aibă cantina. Sau am impresia că zice, nu mai știu. 4:20, afternoon break. Vă dați seama că ăștia, la ei nu există program de dimineață până la prânz sau de la prânz până seara. Există doar program de dimineață până seara. Eu nici la facultate, de fapt, cred că am avut așa unele zile la facultate. Dar e greu. Mamă. Și la facultate era greu, vă dați seama, ăștia-s copii. Bine, și voi, cred că sunteți majoritatea, dar va fi greu, clar, de la ora 7 la ora... Vă dați seama ce randament ai tu după ce stai, nu știu, 5 ore la școală. Scade randamentul ăla, se duce la mare. Bă, într-un fel, nepul ăla ar putea mări randamentul. Înțeleg logica, într-un fel. Mamă, dar clădirile seamănă exact ca la noi. Deci parcă ar fi undeva la noi în țară. Ok, revenind. Deci unii se duc să joace basket și alții se duc la aceste club meetings, care nu știu exact ce sunt. Probabil, nu știu, niște întruniri. Ninth period, istorie, de la ora 4:20 la 5. Să vin de la 7 la școală și să am ore până la 5, vă dați seama ce? 10th period, fizică, o fizică, de la 5 la 6, după atâtea ore de școală. Dinner, deci au și cină. Și mai pleacă acasă, oare, sau? Evening study, hal până la 9:30. Mamă, dar ce? Why? Și mai aici acasă? Mai ai viață în afară de școală? A, mai, într-un fel e ok, vă că spune că e pentru studenții care nu pot învăța acasă sau nu-și pot face temele acasă, pot să mai rămână la școală, vă că e clasă plină, deci cred că cumva e obligatoriu să rămâi la școală, că dacă nu rămâi, probabil ai niște, nu știu, niște penalizări care na, te afectează la note și... Oricum, e un puțin cam ciudat că au rămas toți, și adică e sala plină, mă așteptam să rămână câțiva. Counting down to the illness, cu mamă, vă dați seama la 90 mai să vii la... Și eu care mă gândeam că cursurile de 3 ore mi se păreau cea mai mare pierdere de timp din istorie. Vă dați seama să veniți la școală la 7 și plecați la 9 jumate? Sau na, când pleacă ăștia, că nu știu, încă n-au plecat. Nu, cred că... Deci, sincer, cred că e ineficient sistemul ăsta de învățământ. E foarte mult și dacă a spus că se bazează pe memorare, e nașpa tare. E noapte când pleacă de la școală. Mamă. Deci ajunge la 10 acasă. Mamă, deja mi se pare scary, sincer. Bă, într-un fel mă bucur că m-am uitat cu voi, pentru că așa ne uităm împreună la cum decurge așa educația în lume. Nu știu, ceva nu mi se pare ok în programul ăsta. Uitați aici niște comentarii. Practically live with your classmates. Me and the university, should I attend my only 2-hour seminar today? Mamă, deci, de sincer, mi se pare incredibil ce fac ăștia în China, în sistemul lor de învățământ. E wow, pur și simplu. Nu știu, în schimb, dacă care este eficiența acestui sistem. M-am uitat și pe chestia aia cu testele PISA, am văzut că ei sunt în top China, dar în China e puțin ciudat pentru că ei pot pune acolo doar elevii care sunt cei mai buni din țară, știi? Adică nu e sigur că ei ar fi primii. Încerc să mă gândesc și niște părți pozitive că stai atât de mult la școală, dar nu le găsesc. V-am zis, mie și astea, cursurile de 3 ore mi se păreau foarte mult. Cele de 2 ore să zicem că le mai duceam, dar cursul de 3 ore mi se părea inutil. Foarte, foarte, foarte mult. Și din nou se baza pe memorare. Toate examenele se bazau pe memorare și nu te ajută doar în momentul în care
treci examenul după aia, ai niște informații într-adevăr în cap, știi poate unde să le cauți, din punctul ăsta de vedere mai ok. Dar nu știu exact... Da, nu știu. Sper că v-a plăcut acest clip. Chiar mă bucur că l-am făcut așa împreună cu voi. Ne-am uitat împreună la o zi din viața unui elev de liceu în China. Și nu știu, trageți și voi concluziile după acest clip și lăsați comentarii. Gândiți-vă bine dacă voi ați rezista vreo 15 ore la școală. 15 ore pe zi. Gândiți-vă asta. Și vorbim la comentarii mai jos. Bun, mersi că v-ați uitat, ne mai auzim. Pa!